vrea să facem niște respirații care să ne pregătească mental corespunzător pentru baia asta. O să intrăm ca într-un fel de meditație, în urma respirațiilor, o să ne hiperoxigenăm puțin, nu se întâmplă nimica, totul e safe, nu trebuie să vă panicați, o să simțiți puțin furnicături, oxigenăm foarte mult corpul, crește pH-ul, facem alcalin și în sângele nostru o să crească foarte mult saturația în oxigen. Inspir maxim, expir. Inspir maxim, expir. Continuați ritmul ăsta, fără oprire. Inspir, expir. Inspir maxim, tot aerul, lăsați afară. Inspir, lăsăm. Ultimele 5. Inspir, profund. Perfecto. Extraordinar. Fain, rece. Simt că îngheț, că tot îngheață, dar greu de descris. Superb, superb. Acolo. A fost o experiență foarte interesantă pentru că îmi spuneam în continuu că trebuie să pot, pentru că apa nu e chiar așa de rece, doar că la un moment dat se pare că drumul e foarte, foarte lung și că nu o să mai ajungi și atunci cel mai bine e să nuți. Dar după ce faci asta, te simți parcă mult mai viu și mult mai, adică totul pare de wow și adrenalina e maximă. Hai, hai, Dana! Bagă-te în urmă, Dana, până la gât! Bagă-te în urmă! Dana! Hai, mama, bravo, 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 bravo! Respiră, respiră! Bravo, mama! Mai puțin! Hai, Nico! Mai puțin! Unde ești? Sergiu! Ce faci? Mai stai un pic! Dar să-mi arunc repede, nu stai, te-ai băgat și ești. Păi, rece, dar știm la ce să ne așteptăm. Nici viața nu e blândă. Aaaa, ce băierie! Știai tu ce știi. Titi, hai! L-am văzut pe Anatoli Karpov, făcând antrenament, a fost campion mondial de șah în apă cu gheață, în copcă. Și cu tabla de șah acolo. Ei caută tot felul de metode ca să stimuleze rezistența. La o partidă de șah consum și 2 kg slăbesc. Și așa mi-a venit ideea. Este foarte sănătos, eu practic metoda asta de un an jumătate și de un an jumătate nu am mai răcit. Am stat împreună cu prieteni care au fost răciți sau am fost în contact cu anumiți virus sau un fric și nu am mai avut nicio boală sau nu am mai răcit de atunci. Mai bag o dată și după aia.